Uneori, figurile de stil și metaforele nu spun prea mult. De pildă, Domnul este păstorul meu. Zona aceea de mioriță românească s-a dus. Oamenii care mai știu ce aceea o turmă de oi nu mai sunt. Și atunci a rămas... Din Domnul este păstorul meu, a rămas, ce a rămas? Metafora, figura de stil, tipologia. O mai știe cineva? Să vedeți cum e cu metafora. A ieșit Adam din Ur, iertați-mă, Avram din Ur. Și toți l-au întrebat, unde te duci, Avram? Aici e capitala lumii, aici e civilizația. Erau două puncte mari de civilizație. Zona Babilonului, unde se afla Urul, civilizația de început a Babilonului, și partea cealaltă era dincolo, pe delta Nilului, la Egipt. Între aceste două puncte era gol. Unde te duci, Avram? Plec. Dar unde? Aici ai canalizare, aici ai lux, aici ai civilizație, aici ai viitor, aici ai rudele. Unde te duci? Și Avram spune, caut o țară mai bună. Țară mai bună? Țară mai bună decât Ur, decât Babilon. Nu există. Unde te duce, Avram? Și Avram a trebuit să-și însușească o figură de stil. N-a fost suficient să le povestească oamenilor. A trebuit să o trăiască și știți cum a trăit-o? A trăit-o prin faptul că din momentul când a ieșit de pe ușa sau de pe poarta orașului Ur, din momentul acela Abraham a fost și a rămas un om care a trăit, spuneți dumneavoastră cum, a trăit în corturi. A rămas peregrin. Probabil că toți oamenii l-ar fi întrebat, de ce nu ți-ai făcut, Abraham, o casă? Și l-a spus, păi nu vreau să-mi fac o casă. Păi de ce nu vrei să-ți faci o casă? Pe aveam în Ur o casă. Și când am plecat din Ur, am plecat ca să nu mai îmi fac niciodată vreo casă. Păi de ce, Avram? Ca să știe toată lumea. Casa mea nu e aici. Și evrei, cartea evreilor spune, cei ce trăiesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii mai bune. Ăsta este... Să trăiești dincolo de o figură de stil. Să trăiești așa. Să trăiești așa. Atât de mult îmi place Avram care a trăit, a implementat un fel de a fi. Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Toată lumea se gândește la toți păstorii din lumea asta și nu ne spun mare lucru. Așa este? Așa e că nu ne spun mare lucru. Ciobanii vremurilor noastre, miorița noastră, ce vreți, nu ne spun mare lucru. Ce ar trebui să ne spună? Deschideți cu mine în 1 Samuel și uitați-vă despre cine e vorba, că David face din figura de stil, încă o dată, un stil, un fel de viață. Deci, 1 Samuel 17 zice așa: David a zis lui Saul, versetul 34, robul tău păștea oile tatălui său. Era păstor. Robul tău era păstor. Bun. Și când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă, alergam după el. După cine?
după urs. Și să alegi după urs? Eu știam că ursul alergă după tine. Să alegi după urs e puțin, dar în doasele. Alergam după urs, alergam după leu. Îl loveam, îi smulgeam oaia din gură. Și dacă cumva se ridica împotriva mea, spune-ți ce se întâmpla. Îl omoram. Dragii mei, despre păstorul ăsta e vorba. Nu este vorba de niciun alt tip de păstor despre care noi am auzit vreodată. Noi vorbim despre păstorul ăsta. David, el scrie Psalmul 23, el care, dacă se ridica leul împotriva lui, nu își punea problema că ar putea câștiga leul vreodată. E incredibil. Dar niciodată David nu și-a pus problema că va câștiga leul. El spune, dacă se ridica cumva împotriva mea, dacă avea curajul să se întoarcă la mine, îl omoram. E ieșit din comun, e unic și nu e cum știm noi. Mai departe textul spune, David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului, din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Spuneți-mi, vă rog, de ce alerga David după urs? Da, dar întrebarea este, de ce avea curaj să fugă după urs? Există aici o fabrică de caractere extraordinar care are loc undeva unde nimeni nu știe. Nimeni nu știe ce-i cu ciobănașul ăsta, dar acolo în coliba lui se forma un caracter extraordinar. Ciobănașul acesta stătea de vorbă cu Dumnezeu și avea un Dumnezeu din cauza căruia acest păstor nu știa ce e frica. Din cauza Dumnezeului lui, din cauza colibei lui, din cauza rugăciunilor lui, din cauza asta David nu știa ce este frica. Din cauza asta David nu știa ce este înfrângerea, din cauza asta niciodată David nu a avut probleme cu ursul, cu leul. Va avea probleme cu altceva vreodată? Domnul este păstorul meu. Adică ce? Adică Domnul este tipul ăsta de păstor. David este o tipologie. Dar David nu este o figură de stil. David așteaptă ca eu să înțeleg că Domnul așa lucrează cu mine. Domnul meu este păstorul meu. Domnul meu smulge oaia din gura ursului. Vreau să vă întreb, cum vă simțiți? Vă simțiți oaie sau păstor? Oaie sau păstor? Cum vă simțiți? Aveți nevoie să vă smulgă din gura leului? Vă simțiți în gura leului cumva? Vreau să spun că sunt între noi persoane și oameni care au motive să se simtă în gura leului. Ne vom ruga pentru ei. Sunt persoane care au motive să se simtă în gheara ursului. Ne vom ruga pentru ei. Sunt lucruri extraordinare care se întâmplă în jurul nostru și Dumnezeu este singurul care poate să-i scoată din gura leului și din ghearele ursului. În același timp însă vreau să te întreb dacă te simți păstor. Păstor te simți? Adică, dincolo de faptul că aștept să te scoată Domnul din gheara ursului, tu mai scoți pe cineva din ghearele ursului? Tu mai scoți pe cineva din gura leului? Tu te mai ridici în așa fel încât să nu-ți fie frică de filisteanul acesta? Mai porți încă războaiele Domnului? Pentru că păstor nu înseamnă altceva decât să nu te învingă nimeni. Tu mai ești așa? Asta e marea problemă a Psalmului 23. E vorba de un alt păstor. În Psalmul 23 este vorba de un alt popor. Vă aduceți aminte de Apocalipsa 7, 13 și 14 care spun aceștia care vin, de unde vin? Și răspunsul este vin din necazul cel mare
Foarte asemănător cu dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Nu un om va umbla prin valea umbrei morții. Va umbla un popor prin valea umbrei morții. Și va ieși din valea umbrei morții. Din ce cauză? Din cauză că îi va scoate cineva de acolo, din ghearele ursului și din gura leului. Îi va scoate cineva de acolo. Cu un astfel de Dumnezeu se formează caractere. Cu un astfel de Dumnezeu, asta nu e doar figură de stil, ăsta este un alt fel de a fi. Aș dori să închei simplu. Psalmul 23 spune: Îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Înainte de Ghețemani, înainte de cruce, vă rog să-mi spuneți ce a făcut Iisus Hristos. Le-a întins masa, așa-i? Le-a întins masa. Și au stat la masă împreună. Și le-a vorbit despre pâinea vieții. Le-a vorbit despre viață și despre eternitate. Le-a vorbit despre sine și despre faptul că El va muri și ei vor trăi. Le-a vorbit despre ceva ce păstrează nădejde în sufletul nostru până în ziua de azi. Biserica nu e doar locul figurilor de stil. Biserica nu este locul pentru vorbele mari. Biserica este locul unde întinde masa Dumnezeu. Unde stă de vorbă cu tine înainte de Ghețemani. Înainte de cruce. Îți întinde masa. Se roagă cu tine. Te mângâie. Și îți dă putere. Să nu-ți fie teamă, chiar dacă ai trece prin valea umbrelor morții. Doamne, fii păstorul nostru. Doamne, învață-ne să fim păstori noi. Și dacă este vreunul dintre noi de aici care încă are nevoie să fie smuls din ghearele ursului, smulge-l, Doamne. Dă-i, Doamne, viață din nou. Binecuvintează-l, Doamne. Amin.